Bună ziua! Astăzi convocați ședință ordinară de Consiliu. Astăzi 29 decembrie 2017. Următoarele proiecte pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare din Comuna Pungărați pentru anul școlar 2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2018, conform legii 416 2001 privind venitul minim garantat. Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului Comunei Pungărați de evaluare și a performanțelor profesionalizare secretarului Comunei. Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018. Proiectul numărul 5 de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Pungărați. Proiect de hotărâre privind condiționarea prin încredințare directă a suprafeței de 583 metri pătrați din sat Steja al Comunei Pungărați către domnul Trifan Mihai Ciprian. Și s-a suplimentat cu dispoziția primarului 307 cu proiectul numărul 7 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul a specialitatea primarului Pungărați pentru anul 2018. Președintele acestei ședințe este domnul Maca și Ioan Petronel. Domnul președinte, aveți cuvântul. Înainte de a face mențiunea că aceste proiecte au fost inițiate de către domnul primar Petru Lungu Bode. Bună ziua, dragi colegi, ședința fiind deschisă. Trecem să votăm mai întâi, dacă suntem de acord cu filmarea. Cine este pentru? Unanimitate, cu scopurile și proiectele care suntem de acord, toții. Mai întâi să trecem la votul procesului verbal de la ședințele anterioare. Prima dată este procesul verbal al ședinței din 29.11.2017. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține? Unanimitate. Procesul verbal al ședinței din 14.12.2017. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține? Eu trebuie să mă abțin când am fost prezent. Ok. Și procesul verbal al ședinței din 22.12.2017. Cine este pentru? În totalitate. Este cineva împotrivă? Se abține? Ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi cu toți suplimentarea proiectului? În unanimitate. Trecem la ordinea de zi în proiectul de hotărâre numărul 1 privind organizarea rețelei școlare din Comuna Pungărați pentru anul școlar 2018-2019, inițiator primar Petru Lungu Bordea. Comisia a văzut că vreau procesul verbal. Aveți? Da, l-avem. Imediat. Facem copii. Domn președinte. Deci e gata proiectul? Ăsta procesul verbal ca să facem o copie și să dăm drumul. Avizele pe comisie. Nu mai repede. Proiectul e hotărâre numărul 1. Avizele la Comisiei Bugete și Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. La proiectul de hotărâre. Aviz favorabil. Și Comisia Învățământ. Aviz favorabil. Cine este pentru proiectul de hotărâre numărul 1? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Da, în unanimitate, proiectul de hotărâre numărul 1. Proiectul de hotărâre numărul 2 privind aprobarea planului de acțiuni de interes local pentru anul 2018, conform legii numărul 416/2001, privind venitul minim garantat. Inițiator primar Petru Lungu Bordea. Comisia Buget, aveți dumneavoastră? Comisia Juridică, vă rog, aveți dumneavoastră? Aviz favorabil. La proiectul numărul 2. Aviz favorabil. Da. Numai că așa le-a câteva întrebări și... Da. Vreau să știu. Pentru anul 2018, câte persoane fac parte din, din acest... 22 la momentul ăsta. Da. 22 persoane care beneficiază diferențiat, condițiile sociale nu au același venit. Câte ore trebuie să presteze pe lună? Minimum este de 14 ore și
și maximum e de 48, care avem noi. Deci e de undeva la jumătate. Dar cei mai mulți sunt cu 16 ore. Și cele mai multe sunt... Ca principiu, dacă tot am ajuns aici, am văzut că era undeva igienizarea zonelor care marginez drumurile și podete și pâraie și așa. Vreau să vă aduc la cunoștință faptul că este râul din fața grădiniței Poiana dezastru. Eu l-am curățat de două ori vara asta, dar na, ies copiii la grădiniță, e un magazin acolo mai aproape, mai eu. Nu este nici un coș de gunoi. Ori să se monteze un coș de gunoi pe gardul grădiniței undeva, ori să... Nu știu, și ideal ar fi să igienizeze zona, că e dezastru. Da, atât am avut. Ok. Comisia învățământ, avizul meu. Supun proiectul la vot. Cine este pentru proiectul numărul 2? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate. Ținem cont de... Am discutat proiectul de hotărâre numărul 3 privind mandatarea primarului Comunei Cângăraț de a realiza și întocmi raportul de evaluare al performanțelor profesionale individuale ale secretarului Comunei Cângăraț, domnul Antoniu Gabriel. Comisia Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia Juridică. Aviz favorabil. Favorabil. Comisia Învățământ. Favorabil. Cine este pentru proiectul de hotărâre numărul 3? Este cineva împotrivă? Dar cine este cineva? Unanimitate. Proiectul de hotărâre numărul 4 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018. Inițiator primar Petru Lungu Bordea. Comisia Buget Finanțe, avizul dumneavoastră. Aviz favorabil cu următoarele amendamente. La punctul 457, aliniatul 1. Sute fiecare, ca să știi despre ce vota avem acolo. O luăm în cer. Produse cota propusă 0,50, 0,2. În loc de 0,15, o punem de 0,12, da? La taxe... Pe rând, ca să detaliem. Detaliază-mă. Vreau să detaliem un pic. Deci noi am făcut niște calcule și cu propunerea pe care a venit de la aparatul de specialitate a primarului. Am făcut un exemplu. Pentru o casă de lemn de 50 de metri pătrați, în acest moment, adică în 2017, s-a plătit cam 37,5 lei. Pentru propunerea venită din partea primăriei, se ducea undeva la 56 de lei, 56,25. Amendamentul făcut de noi, să se crească pentru locuințe persoane fizice, doar cu să ajungă la 0,12, asta înseamnă 45 de lei. Deci oricum va fi o creștere de undeva spre 7 lei, 8 lei față de 17-18 lei. Pentru o casă de 50 de metri pătrați, sunt puține casele de 50 de metri. Sunt 100 de 120-150. Deci oricum creșterea este. Și se va simți și în buzunarul oamenilor. Sunt și implicit în bugetul primăriei. La o casă din zidărie, spre exemplu. În acest moment, la o casă de 50 de metri pătrați din zidărie, se plătește undeva la 300 de lei. Propunerea de 0,15 duce la o creștere de 450 de lei. La 450 de lei. Deci cu 1,5 milioane o creștere. Iar la propunerea noastră doar cu 96 de lei, da? Ascultat. Deci la propunerea... La propunerea buget, cât e? Repetat. 396. Deci o creștere de 96 de lei la o casă de 50 de metri pătrați de zidărie, da? Hai că hai să vorbim procentual. 20%. La, în propunerea voastră. Da. Propunerea noastră, în propunerea primăriei era 50%. Ok. Putem mine amendamentele și ajungem la Da. La taxe speciale. Asta ca să se înțeleagă că va exista o creștere destul de măricică. Nu putem spune că e mic. La taxe speciale solicităm scoaterea mențiunii căsătoriile se vor desfășura numai la sediul primăriei Comunei Cângăraț. Aici scrie pentru oficierea căsătoriei zile de sâmbătă și duminică se stabilește tarif de 100 de lei, iar oficierele de căsătorii se vor desfășura numai la sediul Comunei Cângăraț. Se pare logica. Cineva, dacă vrea să meargă, să facă căsătorii civilă la biserică,
Sau sub acvatică. Sau sub acvatică. La apuri. Sau sub acvatică. Sub acvatică. Sub acvatică. Ok, sub acvatică. Da. 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 Înțeles, da. Pentru transcrierea certificatelor de stare civilă în regim de urgență se stabilește un tarif de 100 de lei solicitarea ordinului de specialitate. Noi am propus 50 de lei. Ne-am lămurit și cât costă în non-regim de urgență 0 lei. Deci nu costă nimic dacă da. La taxa ecologică am propus să rămână tot 4,5 lei, la aceasta domnul Manca Petronel l-a votat în Comisia de Buget și Finanțe, având în vedere că s-a renunțat la 80 de lei pe tonă și noi am scumpit atunci de la 2,5 la 4,5 pentru că s-a mărit taxa pe tonă, acum ați făcut taxa pe tonă, că nu mi se pare normal să o ducem la 5,5, ne mai plătim de taxa pe zona de... Oricum, cetățenii sunt nemulțumiți de mărirea, de mărirea care s-a făcut. Poate. Și mai ales că au primit somații acasă, fără să se specifice... Notificări, nu somații. Sau ce s-a trimis, fără să se specifice că datorită faptului că s-a propus o altă taxă și s-a stabilit de Consiliul Local pentru gunoi. Lumea n-a știut ce se întâmplă cu... Deci noi am stabilit-o împreună cu niște calcule și da. În luna martie, vă aduceți aminte? Da. Și știți că am făcut niște calcule, culmea, până la urmă, la nivelul anului, s-au apropiat de calculele care le făcusem cu 6-15 bani pe persoană pe lună. Deci costul acolo ne-a dus. Va trebui oricum să renuim contractul anul ăsta, aici dată în luna decembrie. Eu o să vă arăt și dumneavoastră oferte, de ca să ai ce mai bine. Vin cu oferte. Deci, o familie cu 4 persoane, va fi 264 de lei pe an. Și două impozituri la fază care nu e 50.000 de pătrate, cât este? Acum, noi am predicat cu noi 1.300.000. Da. Și ca să se... Tatăl și ca să se... Îmi faceți calculul. Cu casările și cu... Dacă ieși... 690.000. Nu ieși în nou. Acum, putem face și o comparație, că aici nu-i vorba de... Fără una. Înseamnă că multe lucruri oameni plătește, nu? 7 lei de cablere. Eu așa am casat, nu 4 lei. Da, cam în ce proporție am încasat cu lucrurile astea. Care nu plătește, pentru că am înțeles că nici impozite sunt foarte mulți care nu s-au plătit și inclusiv nici cu noi nu plătești. Și atunci noi ce să facem? Care plătim? Suntem la zile să plătim distanțierii? Am o propunere. Hai să vedem, să zicem, mâna răspuns dintre colegii noștri, inclusiv eu, dacă e cazul, cine are impozitele la zi. Probabil că aici e și procentul de adunare. Nu, 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 hai să spunem gunoi, plătim. Noi, eu m-am referit toate impozitele. Nu, dar nu ne referim doar la gunoi. Dar, știți, dumneavoastră, dar ideea, eu ca să, personal, ca să plătesc, ca să plătesc impozitele și astea, primăria trebuie să facă ceva și pentru mine. E clar, pentru mine, ca persoană, da? Trebuie să facă ceva. Serviciul care trebuie să facă. Gunoiul vine și se ridică, domnule, vin și am plătit jos pălăria. Dar cum pot să-mi plătesc eu impozitul la mașină dacă rup mașina și eu la două luni trebuie să fac 5 milioane de mașină? Nu sunt nebun, mai dau și la primărie bani dacă eu plâng din nou și mașina. Ia nu știu câta oară că am venit și vă rog, domnule, hai să facem un pic. Laurențiu, este foarte bine ce spui tu, dar nu mi se pare just să faci trebuie să o constrângem într-un fel, dacă nu se poate și nu se poate și nu se poate, nu? Așa este, da. Că sunt alți cetățeni care sunt ca domnul Laurențiu să plătească taxa la impozitele. Acum, în spatele ta, Boiana, domnul Ivan, poate timp, aș fi curios dacă toți cei vor avea amenzile și poți plătite. Eu, în mod cert, o să ai asfalt, știi că o să trebuie să plătești? În mod cert o să vin și o să plătesc, deci atunci eu nu mai discut. Ei, eu sunt mari penalități. Dar trebuie, de exemplu, dacă tot și-ar fi plătit gunoiul, acoperea spituirii, ce aveți datorii, de exemplu, acoperiți cu ce aveți de casat,
Păi că calculul care l-am făcut eu la mate a fost de 6,5. Noi am aprobat 4,5. Dacă încasați tot ce aveți de la dumneavoastră, acoperiți datorii? Nu s-a făcut, nu s-a încasat. În luna martie a venit calculul la 20 de lei. Deci mi se pare că cine a l-a dus și nu s-a dus. La cei care au făcut cu prezent acoperi cu sumă. Produce popular. Dar cei care au făcut referire că era 7 lei, 7-50 de persoane, iar ridicul meu o dată pe săptămână. Deci a fi cheltuieli dubli. Logic, am înțeles odată pe săptămână, dar tot cantitatea e aceeași, că doar omul tot îl adună și tot îl scoate, deci nu e altă cantitate. E, într-adevăr, un serviciu mai ușor, că nu, nu mai adună la 4 saci, adună numai 2 și scoate la 4. Dar mă credeți că eu dimineața plec la prima oră la servici vinerea, când se ridice gunoiul. Aveți cuvântul meu, am numărat la 2 săptămâni 10 saci de gunoi de la mine, în 2 km, de unde s-a durat? Ca să nu mai spun că nu este pus nicio limită. La... Toată lumea scoate, chiar lumii educate au fost cada de baie și cu pideul la poartă. Și din cauza că n-am vrut să ridic, locul l-am prăștiat în toată comună. L-am văzut ulterior, că nu l-am prins la suprafață. Deci se pune așa acoperit din altă parte diferent, pentru că se cu o variantă și dăm de pe mediu cumva. Ca un control din timpul de banier. Doamna Nedel. Deci ca aceste cantități de deșeuri să se reducă, populația trebuie cumva educată să colecteze selectiv și să valorifice tot ce se poate. Ce poate fi putrezit și făcut gunoi pentru îngrășământ și îl pun în fundul curții la îngrășământ. Hârtiile poate să-și aprindă focul, da? Peturile colectate separat și le puteți valorifica voi. Deci ar trebui umblat cumva și sensibilizată lumea să colecteze selectiv ca în toate cele civilizate și atunci cantitatea de deșeu efectiv pe care trebuie să o colectați și să o depuneți s-ar reduce semnificativ, sub 50%. Nu credeți că ar trebui să facem o campanie de conștientizare de tipul ăsta? Acum ne mai blochează foarte mult și asta e bine să o știți. Blocarea licitației la master plan. Platformele astea trebuiau dotate din 2016 cu pubele în care se facă colectarea selectivă de deșeurilor. Licitația din cauza contestațiilor nu s-a desfășurat nici în ziua de azi, care se desfășoară la Consiliul Județean, dar mai e o problemă. Când desfășoară acolo, n-avem ce să mai negociem noi vreun preț. Îl luăm ca atare, când ne-l transmit, ăla plătim. Deci pot să fie și 50.000, mai ales dacă populația, și cred că așa o să se întâmple, nu o să colecteze selectiv, nici pe platformele alea, o să ducă la grămadă. Nu s-a reușit în piața neam de 15 ani. Dacă nu se colectează selectiv, nu va fi ridicat. Se vor face niște mormane de infecție peste tot și atunci, vrând nevrând, oamenii vor trebui să facă ceva. Și noi îi numărăm prin ei. Haideți să trecem mai departe. Ce propuneți pentru taxa ecologică, până la urmă, ca să știm și noi ce noi am propus să nu se crească, să rămână ca aceea de anul trecut. Deci 4,5. Da. Ultimul amendament. Nu e ultimul. Da, mai aveți două. Vizele pentru certificatele de producători se fac semestrial, nu trimestrial. Știu cum spune. Eu am dat bibliografie. Eu am zis trimestrial, semestrial, știam. Ok. La tarif închiriri se festivități, propunem să rămână 350 ca anul ăsta. Nu mă se fac activități, dar nu știu cât sunt. Aici era propunerea de 450, mă ridic. Și noi am propus să rămână tot, la fel 350. Comisia Buget, mai aveți amendamente? Nu mai avem. Vreau doar să fac o mențiune pentru cei care ne ascultă sau ne vizionează. Deci foarte puține taxe au crescut, foarte, foarte puține, pentru teren au rămas la fel, pentru societăți la fel, pentru apă la fel, pentru deșeuri la fel, taxa pe teri la fel, adică să nu creadă populația comune că au crescut taxele, toate taxele, da? Deci foarte, foarte puține. Deci la impozitul pe clădiri, aș vrea să mai menționăm o dată. La impozitul pe clădiri, undeva cam cu 20%, între 20-30% va fi o creștere. Deci 1,2? La față de 0,5. Acum, la fel de important, e de menționat că știți că începând de anul viitor, primăriile vor fi mai puțin subvenționate de la centru. Nu o să știe. Eu am înțeles că se cam știe, nu se știe. Știi, sigur. Din cauza asta, multe comune, să știți, au dus la maxim procentul de majorare. Deci la noi ca să poate supraviețui. Deci nu e...
Nu e agresivă, e delicat. Pentru sări prețul la un combustiv. Și așa mai urmează o creștere de preț pe la energie, pe la și sunt. Ok. Comisia judecă aviz favorabil cu mențiunea că domnul Laurențiu Radu s-a abținut în cadrul ședinței, în cadrul comisiei și doream să aduc câteva precizări. Nu mi se pare normal să mărim taxele pe clădiri. Odată ce primăria am trecut, am făcut pentru o bună parte, pentru marea majoritate a comunei, nu am făcut mare lucru. Colegii mei din comisia buget au spus să mărească cu 20%. Ok, mărim 20%, dar ce a făcut primăria pentru oamenii ăștia? Adică mi se pare normal. Ok, mărim, facem, dar iluminatul... A făcut drumul la Orențiu. A făcut, ok, dar pentru... Da, haideți, da, da, da. Ce vrei să le faci? Într-adevăr, se vede, dar pentru 200 de persoane care au facilitatea asta a asfaltului, nu mi se pare normal ca 5.000 și ceva de persoane să li se mărească impozitul pe clădiri, asfalt, da? 200 persoane, cred că ați greșit. Nu beneficiază 200 de persoane în niciun caz. Poate beneficiază. Eu vorbesc de anul trecut, nu de acum. Nu pot asfalta totodată. Iluminatul public, la fel. Iluminatul public l-a spus, e făcut la drumul național, atât. Eu n-am văzut iluminat public. Deci anul ăsta s-au făcut de fără de multe extinderi și existi. La Oanțu 2, la Pângăraț Castel 2. Domnul Vici, reparații la apă, de câte ori ați făcut? Nu, dar noi nu vorbim de reparații la apă, că alea să cheltuieli curent, deci vorbim mai azi reparații, nu sunt investiții. S-au mai dus, s-au mai făcut vreo... Care se fac din bugetul local al comunei, iar bugetul local se este... V-ați achiziționat grupul de comparare. Hai să spunem în ghilimele cei 200 care au beneficiat, da? Anul urmă, tot vor beneficia alți 200 și... Dar nu sunt numai 200, haideți să fie aici. Am zis în ghilimele, dar... Nu, viceprimar, dar ai asfaltat 80% din comun. Se face dreptate. Anul vor beneficia alți... 80% beneficia. Eu n-am spus amendament, că n-am singur... Așa, după asta, vis-a-vis de taxa de colectare a gunoiului, nu înțeleg... Un lucru. Noi vorbim că mărim, adică în proiectul hotărârii făcut de domnul primar, s-a cerut mărirea taxei astea. Colegii mei sau marea majoritate dintre dumneavoastră, ba, spuneți că ba, nu se colectează selectiv, ba, nu se colectează, nu știu cum. Dar totuși noi nu avem serviciul de colectare, jumătate nu e asigurat de către primărie, cu mașina primăriei. Făceți să mă înțeleg. Dar și ce, îl plătea selectiv primăriei? Dar nu asta e ideea. Oricum cheltuielile sunt mult mai mici decât dacă ai închiria o... Dacă ai face contract cu, nu știu, cu o societate, cum au celelalte comuni care colectează în fiecare săptămână. Iar problema colectării la două săptămâni e destul de mare, cel puțin pe timpul verii, nu știu cum să spun eu, când stai tu cu gunoiul și începi să miroasă și așa, nu e chiar ok. Adică... Nu am reușit să ne apropiem costurile așa la Alexandru cel Bun, facturile sunt duble. Da, să dubli. Dar odată, la Alexandru cel Bun, se colectează săptămânal. De la puncte de colectare, deși erau anumite puncte. Nu, săptămânal din casă. Eu nu știu acum la Alexandru cel Bun, dar vă spun 100% la Tarcău. De la fiecare casă se colectează. De la fiecare casă se colectează. Într-adevăr, este mai scump gunoiul decât la noi. Dar se ia săptămânal. Inclusiv cheltuielile celor care asigură colectarea este mai mare. Nu spunem doar că ia doi saci. Ok, dar carburantul tot același, oamenii tot trebuie să-i plătească. E exact același lucru. Și în afară de asta, la noi totuși se asigură cu... Adică jumătate. Nu-l ducem noi la groapă. Deci eu nu văd ca vecinii mei sau chiar și noi să nu scoatem cam aceeași cantitate de gunoi la două săptămâni. Nu mi se pare chiar o chestie... Lumea nu scoate foarte mult cu noi, dacă scoate un sac. Eu asta spun, eu dimineața îmi spune da. Și nu văd decât 10 sari. Și atunci la ce se vină săptămâna dacă lumea nu scoate? Asta la noi, într-adevăr, zar nu multe deși eu. Dar nu scoate. La noi vorbim cu igiene, de punct de vedere sanitar. Sanitar? Da, dar lumea nu scoate și atunci ar fi cheltuieli da, oameni, da, hai, nu? Dacă sunt 10 sari, dacă zici doamna de sus, spune. Da, lungim noi, am luat la conștiință de... Și în afară de asta, am un punct de aici, probabil colectarea asta a banilor pe gunoi, spuneți dumneavoastră că nu prea se colectează, dar în același timp nici gunoile nu se colectează, nici din podirei, nici din nițieri, nici din
sunt alte, din scăricii, sunt alte părți. Nici alea nu se colectează. Adică... Păi nici nu plătesc. Ba sunt, sunt taxați. Nu, care nu, nu sunt plătesc, care nu ridică cu noi, nici vorbă. Cum se plătească așa? De ce? Sunt taxați. Mai spuneți de asta. Sunt taxați și pe la Preluca. Și că tu nu niciodată nu s-a dus mașina de cumpăr. Ești atât cu mine? Sunt partea aia. Dar eu nu trebuie să plătească. Dacă nu merge mașina, chiar chiar săptămâna asta m-a sunat cineva. Mi-a zis că ei plătesc tot pe acolo și mașina de cumpăr nu trece. La Preluca, pe la Brutărie, pe acolo, pe spate. Deci sunt ulițe, sau uite, vă spusesem săptămâna trecută de ulița asta, sub păduri. Ați văzut, ați analizat, ați... Domnul Vici. Da, e greu de urcat. Și inclusiv la Nicent. Eu am vorbit cu băieții. Eu nu mă duresc. Și nici nu poboară cu gunoi până la magazin. Primăria are și mașina aia mai mică. De ce nu se trimite și mașina aia mică? Se descarcă, se spargă, se găsească cu somnistă. Am înțeles, dar n-ar trebui atunci să fie prinși în taxe. Eu am birou în spatele biroului taxe. Spun și aștept pe bani deschise. Bineînțeles că eu aud când vine o persoană și spune că ne-ai mulțumit că ne-a dus și cu noi. Și nu a fost taxată. Eu am dat dispoziții la Sfericica. Acum sunt și niște păraie pline. Deci nu am luat noi gunoiul, am ajuns în păraiele alea. Dacă igienizarea lucrurilor alea, o să ne rugă sute de milioane. N-am reușit multe lucruri. Nu te duci la Sfericica, dar vine cu sacul de gunoi acolo și coboară fost acolo. Totul trebuie luat și el. Mai ales că probabil o să treacă și perioada asta când de contestație. O să fie dotate, nu o să-l mai colectăm, o să fie dus. Nu mă pot risca să-l duc acest la cineva, că dacă o să fiu obligat să ducă la platforma aia care a fost construită și care le avem în gestiune noi, pe dată. Deci acolo va fi obligat. Nu știm, de la o lună la alta, tot întrebăm, dați-ne răspuns. Trebuia implementat de 2 ani planul ăsta, ca să, măcar să... Vor fi probleme atunci. Da, cam atât am spus. Comisia învățământ, vă rugăm la discuții. Avizul de avățământ. Favorabil. Eu am o propunere. Tariful de închiriere a utilajelor. Mi se pare cam mult, 175 de lei. Bine, depinde de... Buldo ar trebui să aibă un preț, mașina mare trebuie să aibă un preț. Chiar microbuzul școlar, dacă se poate închiria, are alt preț. Dar are separat. Și mi se pare cam mult. Dar nu sunt prețuri diferențiate, prețuri diferențiate. Am mers noi cu el și ne-au pe poliția clară cu transportul electric, n-am înțeles. Dar totuși la Arhipolia am văzut. Când s-a făcut festivalul la Tejarul, erau microbuze. Mai desfați acum, domnul președinte, amendamentele Comisiei Buget Finanțe, cu amendamentul domnului Ștefan, plățile la vot pe fiecare, deci amendamentul 1. Da, opta de aplicare. Cine este pentru ca să pot să notez? Să începem. Amendamente. Da, clar. Cine este pentru amendamentul numărul 1 de la proiectul numărul 4? E vorba de cota aplicată pentru impozit 0,12%. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mâinile sus? Mâinile sus. Cine este împotrivă? Se abține cineva? La taxe speciale, amendamentul 2, se scoate mențiunea că oficierele de căsătorie se vor desfășura numai la sediul primăriei Comunei Pângărați. Cine este pentru? Unanimitate. Nu este nimeni împotrivă. Amendamentul 3. Transcrierea certificatului de stare civil propunerea de 50 de lei a Comisiei Buget Finanțe. Era 35, au fost 100. Cine este pentru 50 de lei? Obiecție 500. Taxa asta. La? În unanimitate. După puterea de plata locuitorilor comunei sau orașului sau a metropolei sau a capitalei, așa că nu aveți ce să comentați, nu comparăm 50 cu 500. Taxa ecologică de 4,5 lei propusă de Comisia Buget Finanțe. Cine este pentru? Adică să se păstreze acest... Să rămână așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toți? La limitate, deci. Nu, eu mă așa. Mine mă sună, nu mă sună de asta. Bău, a zis ăla că stă în Iași, nu duci la Sfânta B***a, duminică, duminică și... Da. Și vezi? Da.
Vizele pentru certificatul producător se fac semestrial, asta cu doar o observație, și tariful de închiriere sală festivă să rămână la 350 lei, propunerea Comisiei Bugete Finanțe, cine este pentru? Și cu amendamentul domnului consilier Ștefan, da, sala de închiriere de la, că îi s-a propus mult, domnului, sala de 175, da, se propuneți. Era cu 900 și era spus de 175 pentru bun, 2 secunde, dacă vrei să închiriezi mașina. Nu, 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 100 de lei merg și vor să vor să vor să trebuie făcut diferențiat pentru Bodo, taxă pentru mașină, taxă. Și consumul și da, o pereche de vin să iei 4 de euro. Da, domnul Vici, tot spune că facem o treabă, facem o treabă. Eu zic că la utilajele astea n-ar trebui să vedem și noi un raport de activitate, un raport cu încasările, cu... Acum să lucreze una, dar să încaseze e alta. Eu ce pot să spun de asta, știți ce se întâmplă? Dacă va fi mult, dacă 175 de lei este mai mult decât prețul pieții, nu va veni nimeni să-ți închirieze bunul la primărie, el va închiria de la moldovean, de la Nea Brașovean, da. Îl va închiria de la altul, deci nu-ți... Moldovean vrea 100 de lei. Asta e ideea, nu vei reuși să-și închiriez. Zic? Bine, v-am dat bândul, dați-mi nicio propunere, așa că nu-i bună. Toate utilajele Buldo merg 100 de lei. Acum nu, 100 de lei merg. Eu am închiriat 100 de lei. Cu nu, cu inclusiv TVA. Inclusiv TVA. Nu, punem 150. Punem 150. Fiindcă vă spun eu, la 100. 100 de ani. 100 plus TVA. 3 ani, așa. 3 ani este această taxă. Poate că nu prea dar zic că de 3 ani îți faci așa. Păi bunul ăsta trebuie să producă. Închiriază cineva? Da, bine. Să știți că au venit oameni și au închiriat. S-au plătit. Și în schimb de ulei e 6.600 de lei. Închiriază la sfârșit. Complet. Închiriază bine așa. Nu știu, noi... 100 plus TVA și 140 de lei. Sau 138 de lei. Nu, TVA-ul? Nu, 16%. 16%. 19%. Deci 190 ar trebui. 190. Da, e ok. 110 ar trebui, 100 și cu TVA. 175 era de fapt. Bun, asta cerută așa diminuare. Gândiți-vă la o sumă care să. Nu, eu propun 100 cu TVA. Plus TVA. Plus TVA. 100 plus TVA. Bun, domnul președinte. Da, supun la vot amendamentul. Cine este pentru amendamentul de 100 de lei? 1 2 3 4 5. Cine este împotrivă? Păi, ținem cont că prețul ăsta de 175 de lei e foarte mult, pentru că omul vinde, n-are bani, dacă vrea să-și facă... Ăsta e pentru comunitate, pentru oameni. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 4, cu amendamentele care le-am votat înainte. Cine este pentru? Nu a spus, vă rog, stimați. Este cineva împotrivă? Cine e cineva? Trecem la următorul proiect. Proiectul de hotărâre numărul 5, privind aprobarea nomenclatorului stradal Comunei Pângărață de Tâneană, inițiator, liniște, vă rog, primar, Petru Lungu Bordea. Avizul Comisiei Bugete Finanțe, vă rog. Este aviz favorabil. Comisia Juridică, vă rog. Aviz favorabil. Comisia Învățământ. Favorabil. Cine este pentru proiectul de hotărâre numărul 5? Am o observație, domnul președinte. Aici, la satul Oanțu, apare strada Strâmbturii. Este corect? Sau Strâmbturii? Fără P-ul ăsta. Fără P, da. Am mai făcut observația asta și da? Nu știu dacă ați făcut-o. Că dacă se trece la realizarea plăcuților, o să apară. Da, s-a făcut observația. Da. Strada Strâmbturii, da? Strâmbturii. De la Strâmb. Fără. Strâmbturii. Fără P. De la Strâmbtura. De la Strâmbtă. Dacă îți place ție, da? Exact. Știi că e destul de largă. Că încercați pe scură. Dacă a fost, e de... Deci e mai departe. Proiectul de hotărâre numărul 6, privind concesionarea prin creditare directă a suprafeții 583 metri pătrați, situată în stat Stejarul, cum acumulează Betunean, pe de domnul Ștefan Mihai Ciprian, aferentă construcțiilor existente.
Comisia Buget Finanțe va aviz favorabil. Comisia Juridică, avizul dumneavoastră. Aviz favorabil. Comisia Învățământ. Aviz favorabil. Cine este pentru proiectul de hotărâre numărul 6? Proiectul de hotărâre numărul 7 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Pângărat, Județul Neamț, inițiator primar Petru Lungu Portea. Comisia Buget Finanțe, vă rugăm avizul dumneavoastră. Aviz favorabil. Comisia Juridică, vă rugăm avizul dumneavoastră. Aviz favorabil cu mențiunea... Dumneavoastră nu votați. Eu mă abțin, dar pentru faptul că n-am înțeles exact despre ce-i vorba și... Așa. Comisia Învățământ. Favorabil. Cine este pentru proiectul de hotărâre numărul 7? Mâna sus, cine este pentru? Vreți să facem discuții? Așteptați, eu sunt sigur că mulți nu știu ce votează. Toată supărarea. Chiar așa jignează? Bine, dar nu de voastră, cum nu știu. Dar nu că vă jignează, dar știți și vă spun. Știți dacă le crește salarul sau le micșorează salarul net luat în mână? Nu știți. E micșorat. Cum nu se micșorează? Se poate și micșorează dacă vreți. Nu știu, dar interesant. Nu știți, de exemplu, dacă crește salarul cuiva net în mână, nu știți dacă scade salarul cuiva rămas în mână. Sincer, nici eu n-am reușit să ridic, că știu cotele care sunt, care se scad, dar asta este impozitul datorat statului care îl plătea angajatorul, îl plătește tot angajatul. Logic ar fi trebuit să se mărească salariile ca să nu pierdă nimeni nimic. Nici să nu câștige, nu cred că e momentul în care să mărim salariile acum net în mână. Logic ar fi trebuit să spună că cresc salariile cu partea de impozitare, încât fiecare angajat să primească în mână aceeași sumă netă care o primea și înainte. Și aia era clar. Și cu urmă, serviciile de specialitate le ducea în sus acolo, încât fiecare, unul dacă îi scădea 5 lei, îi mărea cu 5 lei. Unul dacă crește prea mult, îl dă mai jos, încât să ia aceeași sumă în mână. Nu cred că ar fi cazul nici să le luăm din salarii, nici să le mărim la ora actuală. Domnul secretar, poți să vă spun. Deci, spune, domnul secretar. Nu, dar dacă venim cu... Cum va fi noile salarii, ce va rămâne cu... Dacă venim cu amendamentul ăla scris în procesul verbal, pe cum fiecare să primească suma... Liniște, mă rog, că e important. Domnul Murat, spuneți amendamentul ăsta. Amendamentul ar fi, de exemplu, să se calculeze majorările de salarii într-așa fel, încât fiecare angajat să primească aceeași sumă care o primea și înainte în mână. Deci netul să rămână același, nici să nu crească, nici să nu scadă. Absolut. Am înțeles, trebuie aplicat o lege aici, nu negociem postul la... Nu există, poți să-și scadă. Acolo ăla, nu există nicio lege care, dacă vrei să-i scazi salariul, zice primar, poți să-i scazi salariul. Să aplicăm un salariu minim, deci nu-i... Păi minimum, nu facem majorarea asta, să facem niște marge, niște limite, facem cum vrem noi chiar. Nu avem salarii minime. Cum e formulat, în urmă amendamentul, să știm amendamentul, ce să punem la vot. Să se calculeze măririle de salarii în așa fel încât fiecare angajat să primească net în mână cât primea și noi. Nici mai mult, nici mai mult. Da, corect. Aici ar trebui să putem aplica asta în ce crește în salarii. Se poate că nu ai salarii minimi. Eu n-am calculat salariul la salariul bine economic și procentat. E cum procent, salariul și atunci trebuie să ne ducă lege. Și atunci nu pierde nimeni. Legea 2017, nu ultima lege. Diferențele din calcule e de plus 6 lei sau minus 6 lei. Dar dacă spuneți asta, rămâne ceași. Dacă dați specificația asta, să nu-i trezim mai târziu cu un salariu mișorat și un mărit sau nu știu. Iar ăștia, compartimentele de specialitate, le vor calcula la mărit din așa fel, cât netul să rămână acela. Nu-i ceași. Perfect, dar vă luați aminti, vă aminti de amendamentul ăsta și acum spuneți. Să pun la vot proiectul de hotărâre numărul 7 cu amendamentul domnului Mihai Măraru. Cine este pentru? Da, vreți măriți, știți ce n-am înțeles, de exemplu? Doamna Isabela, nu ar fi trebuit să voteze. Eu deocamdată n-am votat. Ai votat cel primul. La salarii? Fără amendament, nu se duce de noi. Nu, n-a zis fără amendament, deocamdată e cu amendament. N-a trebuit să voteze. Dar nu votez, m-a puțin, nici eu n-am votat. Păi nici eu. Cine este împotrivă? Vă spun și ce se întâmplă. Cine e împotrivă?
Împotriva amendamentului sau la ce? La amendament. Împotriva proiectul de hotărâre numărul 7 cu amendamentul domnului Muraru. Cine se abține? Restul sus. Restul. Ce mai văd, domnule? Deci pentru lumea se abține, aproape. Deci o trecut. Nu, că suntem împotrivul noi. Ei, sunt împotrivul. Mai mulți decât pentru. Ați înțeles ce ați votat. Ați votat proiectul cu amendament. Cine este pentru, cine se abține. Și acum este divotat proiectul fără niciun fel de amendament. A, dar la taxa pe buldo, de ce nu ați făcut așa? Nu m-ați respins amendamentul lui și după aia n-ați mai votat, domnule, hai să vedem cine-i împotrivă, cine-i împotrivă. Nu uitați că ședința e filmată, eu atât vă spun, nu uitați că e filmată. Reluăm. Proiectul, supunem la vot amendamentul lui domnul Mihai Muraru. Cine este pentru amendamentul dumneavoastră? Cine este împotrivă? Împotrivă? Împotrivă amendamentului. Ok. Mâna sus. Mâna sus. Vă rog frumos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce se abține? Tot restul. 3, 4, e clar. Ce mai... Acum supun la vot proiectul de hotărâre numărul 7. Cine este pentru? Și de votează și cu amendament și fără amendament. Respecti pe cazul lui președinte. Vă specificați proiectul fără amendament. Eu sunt în consilier, adică mă urmăresc să nu votez. Actualizare a legii, nu e nicio mărire. Eu nu-mi doresc să spun poșta nicio mărire. Dar nu este mărire. Mai spun și o scădere, dacă chiar e cazul și nevoie. Și nu m-ar mira să fie nevoie la un moment dat. După cum se anunță, s-ar putea să fie nevoie de mărire. Nici eu n-am nevoie de nicio mărire. Cine este împotrivă? Cine se abține? Împotrivă? Pe dar am votat pe mine. Nu dați seama un pic de proiectul să vădeți tu. Votați pe Pedro. Da, doamne, da, și după aceea proiectul în forma lui. Nu ne abținem, care nu avem voie. Dar nu este propriu, ce spuneți la vedeți cum voie este majoritatea. Nu este niciun interes patrimonial. Proiectul pentru aplicare unei legi nu are nicio treabă. Deci, oameni buni, este hotărâre de guvern care spune clar că începând cu 1 ianuarie 2018, salariul minim în plată stabilit de Guvernul României este de 1900. Prin hotărâre de Consiliu, la nivelul lunii august, ați aprobat niște coeficienți prevăzuți de legea 153/2017. Da? Da. Și acei coeficienți conform hotărârii de Guvern se mulțesc cu 1900. Și rezultă acel brut din care angajatul va plăti absolut tot ce înseamnă dările către statul român. Am înțeles că s-a amânat această hotărâre cu transferul cotelor de la angajator la angajator. Care nu este o hotărâre dată și ordonanță de guvern. Este ordonanța de guvern 82/2017 prin care modifică atât codul fiscal cât și celelalte prevederi cu privire la trecerea de la angajator la angajat. Singura modificare, singura contribuțiilor. Atâta mai rămâne în sarcina angajatorului, vă spun eu, 2,35%. Eu știu că e 2,5. Și ce s-a amânat? S-a amânat, de exemplu, deci în vigoare la 1 ianuarie, s-a amânat înregistrarea revisală, registrul ăla, direcția. Atât s-a amânat până pe 31 martie. Trebuie de zile ca să ai gândit la legea și la martie, da? Și legea la fel spune, ordonanță, iarăși o altă ordonanță, care spune să clar. Până la data de 20 decembrie 2017, angajatorul este obligat să aibă discuții cu reprezentanții sindicatelor sau, dacă nu, cu persoanele interesate din partea reprezentanților salariaților. La noi deja a avut loc această negociere, s-a bătut, cum se zice, palma, și, adică domnul primar nici nu a luat, nici nu a dat. Ce a zis? Ăștia sunt coeficienții stabiliți de către Consiliul Local, numărul la coeficienții respectivi, îi înmulțim, cum spune hotărârea, care a ieșit brutul care l-aveți dumneavoastră în anex. Vă spun că nu cresc salariile decât dacă crește un 5-6 lei. Dar la consilier, domnul secretar, la consilier cât crește? Cu această ocazie vreau să fac o cerere verbală către domnul secretar.
O să fac și scrisă dacă e nevoie, dar bănuiesc dacă e înregistrată ședința și mă și scrieți în procesul verbal, ține cont de ea. Vă rog frumos ca în luna februarie să puneți la dispoziția mea grila de salarizare de pe luna noiembrie anul curent și, și grila de salarizare de pe luna ianuarie anul curent. Grele, pentru că salariile nu sunt confidențiale atâta timp cât se plătește din bani publici. Da? Vă rog frumos să țineți cont de lucrul ăsta. Da? Domnul ca să Curești. Vedem diferența, dacă este sau... Discutam, da. Discutam de colectarea selectivă a noi. Haideți să discutăm. Eu am permis. Discutăm acum, dar... După ce m-am mintit și eu, măi, mi-aduc aminte unii. Nu. Stați că nu știți ce vreau să spun. Da. Să încercăm să discutăm o leagă cu oamenii, fiecare comună, în satul respectiv, cum erau înainte niște adunări de astea, odată la 3 luni de zile, la un an de zile cu oamenii, să discutăm o leagă cu ei, să le explicăm ce înseamnă selectarea asta a gunoiului. Oamenii nu știu. Foarte mulți oameni care orice înseamnă pentru eu gunoi, pământ, piatră, orice pune acolo. De asta s-a adunat mult gunoi, părerea mea. Explicăm oamenii ce trebuie să facă cu gunoiul ăsta, de fapt, că nu trebuie pus absolut că gojuri de cartofi să le pună la gunoi, sau nu știu ce, sau de ce. Poți să le pună. Domnule, dar oamenii știu, ascultă oamenii și cu gunoi, am văzut eu oamenii cu gunoi. Știți când ridică acele pubele, care, pubele, cum se cheamă, să vedeți de compostare, da? Li se dă pe lângă unitatea de compostare, li se dă și un fluturaș cu tot ceea ce trebuie să cuprindă acea unitate de compostare, ce trebuie să depoziteze. Eu am venit cu ideea că informare există din partea noastră. Noi punem la dispoziție omul ce trebuie să colecteze. Trebuie că cineva citește instrucțiunea aia acolo. Noi facem datoria. Da. Uite, ne mai ajută domnul Radu, mai postăm la noi la Pângăraț o listă cu deșeu, ce înseamnă deșeu menajer. Eu am deja făcut. Am transmis în câteva sate, n-am reușit. Eu am văzut că nu cu lava. Acum veți să dă... E format, poate ce s-o postați în noastră, fără probleme. Care ce nu și a făcut. Eu că nu e destul de delicată trecerea între menajeră. De exemplu, la partea deșeurile. Trecem la rubrica de versi, vă rog să vă scrie. Cererile mai întâi, domnul. Cererea numărul 10.529, Asociația Creștinilor Ortodoxă solicită scutire din plata impozitului. Comisia Magistrală. Cine este această asociație? Mama Olga. Și după prezentarea documentelor. Da, e o asociație creștină ortodoxă care luptă împotriva avortului, care au o activitate de susținute, au centre sociale, au apartamente închiriate, pe care le oferă mamelor care renunță la avort și le sprijină în continuare cu creșterea copiilor. Deci o activitate pe județul Bacău și Neamț, destul de importantă. Deci o să vedem documentele, să votăm. Da, haideți să punem la vot așa, în momentul când aduci statut ceva și de adevăr, să nu mai cercerea, suntem pentru reducerea impozitului. Chiar așa am și scris, a zis favorabil după prezentarea tot. Cine este pentru propunerea Comisiei Bugete și Finanțe? Cererea numărul 10.777. Doamna Burdulea Alina solicită cumpărarea suprafeței de 7.394 metri pătrați pe care ea are în concesiune și aici are un tax din 2-a 3-a 2016, din 1-a 7-a 2015, 1-a 10-a 6-a 50, 1.100, 3.100, 1.700. Da, are mai multe. Da. Comisia Buget Finanțe, da, aveți favorate. O cumpărat de la Crețul înainte, Citronexul se numește societatea. Citronex. Cumpărat de la Crețul, tot ce înseamnă gaterii și acolo mai are. Și ce are concesionat în momentul de fapt. Șeful catolicilor țară. Da? La rog. Cine este pentru? Avizul comisiei, cine a dat dată așa, cine este pentru? Până a sus. Cererea 10.505, domnul Popa Averioasă, solicită
facem de salubritate începând din ianuarie 2011, pentru că din 10-a pleacă din țară pentru o perioadă îndelungată împreună cu toată familia. Dacă vreți să repetați despre ce este vorba? Cererea 10.505, domnul Popa V. Ioan solicită scutire taxe de salubritate începând din ianuarie 2018, întrucât pe data de 10.01.2018 pleacă din țară pe o perioadă îndelungată cu toată familia. Da, sunt și oameni de bună credință care poate corect, vin, declară că nu sunt, cine este pentru. Dacă este adevărat, data este favorabilă. Dar din ce localitate este domnul Teanu? Sat Poiană, da? Cererea 10.243, doamna Mirela Arvinte din satul Stejaru solicită refacerea zidului de protecție al râului după inundație a fost dărâmat. A făcut o cerere și în 2008. Terenul ei este afectat de alunecările de teren care se fac pe marginea părâmului. Comisia Buget Finanță a dat, adică solicită ca să fie prins în lista de investiții pentru 2018. Notăm, deci, e scris, scris acolo, da. Propunerea comisiei, cine este pentru? Cine este pentru propunerea Comisiei Buget Finanțe? Cererea 10.242, tot doamna Mirela Arminte solicită închirierea terenului deținut înainte de decizie de doamna Ungureanu Georgeta din satul Stejaru. Ea face precizarea că în urma discuțiilor cu domnul Ungureanu Dorel, soțul defunctei, acesta renunță la închiriere. Comisia Buget Finanță solicită să prezinte în scris domnul Ungureanu renunțarea la închirierea acestei suprafețe. Și dacă suntem de acord ca doamna să preia. Domnul renunță și doamna preia în condiții de legi. În condiții de legi. Nu putem dăm de la unul la altul așa, transmitim oral în gură. Dar măcar să fie anunțată doamna, că doamna renunță. Ea s-a renunțat domnul și-a dat acordul verbal. Deci trebuie să vină cu cerere scrisă să le semneze contractul. Și nu plătit și nu renunță. Trebuie să vină cu cerere scrisă ca să le semneze contractul. Da, am discutat și. Cine este pentru propunerea Comisiei Buget Finanțe? Și doamna Cortuneanu Elena, din Comuna Pângăraț. Corodeanu sau Corodeanu? Corodeanu. Corodeanu. Solicită scutirea taxei de salubritate în perioada octombrie 2017 până în mai 2018. Vedeți, a fost mai exact. Dar spune motivul că lipsește. Peste vară nu stă la țară. Nu stă. Nu stă în țară, da. Avizul? Aviz favorabil. Cine este pentru propunere? Nu mai invitat. Da, aici am încheiat ceva. Poate nu aveți multe diverse. Nu, și e de la cuvânt. E una foarte scurtă. Vă rugăm să reprezentați și nouă loturile care mai sunt disponibile pentru tinerii căsătoriți care sunt interesați să-și construiască o locuință. Mai sunt? Mai descoperim, să știți, un colțășor care mai... Păi bine. Nu așa vine unul descoperi un colțășor. Spune, deci sunt oameni. Și ne dăm în funcție cum s-au descoperit. Dincolo fiind noi. Și ne dăm în funcție cum s-au scris fiecare dolari. Dar e de obicei ultimul venit pe un serviciu. Altceva, doamna? Atât. Vreau să vă rog să ne spuneți de ce astăzi am ceva cu mașină, cu drumul pe Oanțul, cum e stabilit cu parapeță aia. Ce drumul pe Oanțul nu-i plătit, pentru că nu-i terminat lucrarea. Am primit banii, făcând își leargă, umblăm la guvernul, că schimba pe acolo când avem treabă. Deci lumea se întreabă, nu știu oamenii, n-au vrut să știu. Am auzit și eu din varianta asta că e pericol, e foarte mare pericol da, acolo, că nu... E noroc că noi totuși iarnă... Da, acum merg cu viteză. S-a făcut consolidarea și nu mai e gros. Am pus-o macar, și în momentul în care se mai apar defecțiuni la apă, rugămintea noastră este să se pună niște afișe, cum sunt la magazin, la domnul Bolte, la doamna Luminița, la jumătatea satului,
Măcar să știu este de perioadă. Și se intervine în 2-3 zile, pentru că lumea sună disperare. E greu de estimat, nu avem o logistică. Nu, dar așa, 2-3 zile, ca și s-au măcar anunțat. Eu se vrea să evit astea 2-3 zile, să fim cât mai, da. Dar anunțat, văd cu 2-3 afișe și puse, ca să știe lumea. Eu mi-am notat. Pentru că lumea nu înțelege de ce și s-a făcut cu alte eventual discuții. Eventual trebuie să intrați așa la plus la să faceți o poșa. Sunt primit dumneavoastră. Deci măcar anunțați că lucrați și că... Inclusiv puteți intra pe grup la noi la Pândărea și spune și acolo. Știți, băi, mai trebuie atâta, mai trebuie atâta, inclusiv problemele care sunt. Dom'le, am intervenit și s-a întâmplat asta, s-a întâmplat asta. Știu cum e. Întâi lumea cu bătucă și face aia să vorbești, așa? Stă-n cu oamenii, vorbești frumos, aia. Da, sunt. Și ce-ți fie la tine? Hai, vezi ceva? Nu. Domnul Muntean. Domnul Muntean, nu. Având în vedere că tot discutam despre drumul și asfaltările din comună, eu aș solicita ca primărie, dacă poate să facă niște demersuri către Consiliul Județean, că am înțeles că drumul județean e partea de asfalt care leagă drumul național și mănăstirea. Este porțiunea aia de la drum și până la după podul de trecere, nu, trecere peste canal și imediat după aia foarte deteriorat. Inclusiv podul. Inclusiv podul. Și concomitent cu această cerere pentru reabilitarea drumului, cred că poate primăria o să ia măsuri și reabilitarea drumului de la podul CFR până în colonia Stejarul, care în toamna asta a fost, să zicem, cârpit cu câteva roabe de balastru și, cum zicea domnul Viorel Pașcu, tasatul cu lovada, dar cât din cât s-au mai remediat groapele. Apreciez cum trebuie să facem numai, facem și aprecie la activitatea domnului Vici, care cu toate că unii spun că nu s-a făcut nimic la iluminat, dar pot spune că în ultimii două săptămâni s-a trecut de revistă tot iluminatul din comună și am văzut că pe unde au fost solicitări s-au remediat toate. Inclusiv lipsă becuri, lipsă lămpi, lipsă... Asta? Eu vreau să fac o precizare. Știți că multe nu face nici vicele, nimic din comună asta, nici domnul primar, nici domnul secretar, tot ce se realizează, realizează inclusiv cu sprijinul meu asta, dar realizează colectivul din primărie. Deci, întregul colectiv participă într-un fel sau altul. Nu vicele. Întregul colectiv. Dacă e să primească o laudă, colectivul trebuie să primească. Mai rar, dar coordonarea tuturor activităților astea de salubritate, de iluminare. Domnul Vici l-are deasupra pe domnul primar, deci... Nu mai fiți așa modest, că vreau să coordonați treaba asta, nu? Nu, dar așa este. Vreau să-l preluați de aici. Un colectiv face și atunci când faceți ceva, atunci colectiv face. Și atunci când nu faceți ceva, tot colectivul trebuie să zice. Dacă am atunci, asta susține ați. Colectivul nu-i bine. Dar să împărțăm și criticele. Și sper că de la anul, tot colectivul de așa, tot colectivul pe unul cu două vice, să încerce să termine lucrările care sunt începute și neterminate. Sunt foarte multe făcute pe un sfert, pe jumătate și lăsate așa. Acum eu înțeleg, e din lipsă de bani, din lipsă de materiale, din... dar trebuie să ne calorizăm când am început o lucrare, să o ducem la bun sfârșit și după aia ne apucăm de-a. Domnul Vice, dar bugetul pentru anul viitor, propunerea proiecția de buget, lista de investiții, dar... Păi dacă sunteți singurul reprezentant, domnul secretar, ne ajutați cu răspunsul să împărțiți începutul lunii anului. Deocamdată, nu am nimic din partea serviciului contabilitate. Așa. Dar transmiteți, nu? Mai să arăt. Că da, că legea deja știți că este aprobată, legea bugetului de stat. Ce putem face cu la Pândăreați Castel? Este un focar de infecții. Acolo de la mănăstiri curge
nu știu, reziduri, curge o grămadă de infecții, exact în pârâul canalizat, de la Pungăreasca Castel. Deci la mănăstire, de la fosa, eu am fost personal pe jos pe acolo și un miros. Eu am fost inclusiv eu cu cei de la mediu, nu știu ce aveți mediu sau amendă sau contravenție de obligat. A cine le-a dat voie să revarsi fosa septică sau ce fosa au ei acolo? Bine. Fosa septică să fiți amizat. Și nu putem închide. Delicat, o să închidă mediul, cum închide și centrala care îl folosește la Mocancea, vă zic eu. Probabil prin niște documente că fosa septică funcționează și ca și stații de epurare și ok, și probabil asta. Eu nu am primit încă niciun răspuns de la dumnealor, nici nu avem prevăzut o amendă sau sancționăm noi așa ceva. Dar vă să reveniți cu adrese și să spuneți că sunt foarte multe sesizări ale vecinilor. Asta cu siguranță pot să fac. Faceți-le o revenire și rugați-i frumos să ia sau dacă nu, dacă nu, măcar să închidem conducta. Măcar să obturăm conducta. Să... Dar ce conducere nu da, ei dacă funcționează pe stații de epurare, au voie să deverseze. Interiorul lor, pui un tot. La capătul conductei, un intru conducta în pârâu, îi pui un blind mare. Pui un blind ori betonat. Betonat beton. Nu am de cont. Ca primărie, ca și consiliu local. Nu poți intra să faci lucrări în Albia unui păruc. Nu e al tău. E al statului român. Și află române. Nu vă dați seama. Faci margine. Pe o construcție, pe o construcție. Nu nici pe Albia minoră, nici pe majoră. Nu, vedeți că să trebuie să vă mergeți instigare la Comitetul de Fapte Penale. Nu. Asta e capul dumneavoastră, nu o secretar. Nu vreau primărie și nu vreau primărie. Adevărul că la oamenii ăia, puti zâdi zâdi seara. Puti, dar eu am fost acolo, ce era acolo, era... Puti. Și noi suntem intoxicați din uzina de la Bocancea și rezolvăm ceva. Vine cineva să o închidă. Domnul viceprimar, mai purtați cu discuție cu conducerea mănăstirii, vedeți ce poziția au ei, ce au zis, ce fac. Și a notat lei și a zis aia. Am o poție? Mai e? Are Steva? Acum vă rog liniște că închei mandatul de 3 luni și merit și eu un discurs. Da. Vă ascultăm. Urăm mai întâi, în afară discursul final, la mulți ani, doamna Nedelcu Izabela, pentru împlinirea frumoasă în vârstă pe data de 26. Vreau la mulți ani și lui domnul Ștefan Ștefănuț pentru frumosul nume purtat și puternic. A primit mesaj, a primit. Patru Iorel, la mulți ani încă urmează. Doamna Ciocan, îi urăm la mulți ani și concediu plăcut în continuare. Iar tuturor cetăților comunei, dar cu predilecție celor care nu au lucru cu noi peste tot și știu să mai facă curățenie un pic și pe în fața curtei. Mulțumim tuturor cetățenilor comunei pentru înțelegere și pentru răbdare și cu ce este nevoie. Se fac eforturi. Le urez tuturor sănătate de plină, liniște sufletească și cât mai multe împliniri în 2018. Mulțumim și dumneavoastră pentru colaborare și pentru chiar implicare, vă spun sincer. Ați simțit eu. Mulțumim, am la mulți ani și la